Culinaria la Europa FM. Vă spuneam că am fost ieri la petrecere Europa FM, am plinit 16 ani săptămâna trecută și am petrecut așa, ne-am întâlnit cu prieteni, noi cu noi, ba un artist, ba lume multă aseară la petrecere. Și până la urmă ați băut, adică hai da, să trecem. Asta a fost finalul, știi? Dar între timp am și mâncat, colegul și prietenul nostru, Adi Hădean, a gătit într-un mare fel. A făcut o sesiune de live cooking. Da, a fost vedeta petrecerii. A mixat la grătare. Exact, exact. Ajutat de Luca, de fapt, sau nu mai știu exact dacă Adi a venit să te ajute pe tine sau tu ai ajuns la petrecere. Cum privești lucrurile? S-a dus Luca la Adi și a zis, băi, hai să-ți arăt. Ce se întâmplă? Adi are niște, hai să te explic. Adi are niște cuțite bune. Da. Asta e atuul lui, știi? Totul sunt cuțite. Și astea sunt și argumente, să știi. Și a adus niște carne. Niște carne de vită, un brisket de vită. Brisketul e capul pieptului de vită. The head of the piept. Da. Și l-a făcut pe grătar împreună cu niște legume, ardei. Legume, ce e Florida Duceoiu. Da. Ardei, zucchini. Cum se zice? Da, roșii. La voi, la. Da. Ceapă, le-a tocat pe toate, a tăiat petale de carne de vită și le-am servit comesenilor cu ceva pâine nan. Dar vita era marinată ceva? Vita era marinată, dar secretul lui Adi, nu știu exact cum a lucrat. Are multe mutoaie acasă în care ține. Cred că a pus mult avocado, că era toată lumea fericită. Un alt secret pe care l-am aflat eu aseară, mărturisesc, n-am mai văzut până acum, a pus ceapa verde pe grătar doar spălată, necurățată, cu tot cu mustățile alea, știi? Uh-huh. Și zic, băi, mușu, vezi că ai uitat să tăiem mustățile de la... Nu, și așa se pune. Deci, practic, eu aseară am mâncat mustăți de ceapă. Da, eu am gustat special, am rugat să-mi taie. Se mănâncă invers, mă, ceapa. Băi, foarte bune mustățile. La fel cum se sparge ouă invers. Mustățile de ceapă la grătar, senzaționale. Vă recomand să puneți ceapa verde întreagă pe grătar, că e treabă. Deci... Păi da. Ai de ce să te ții când o mănânci, știi? Altfel... Da. N-ai da. Cum. Nu? Că asta e ideea. Băi, eram odată la saună, mergeam să not. Așa. Și veneau tot felul de din ăștia, adică păreau genul colegii de saună, erau genul care se trezeau târziu și nu păreau să aibă mare lucru de făcut, gen schimbător de valută, foști politici, așa era lume. Era în lumea amestecată. Bună, practic. Și eu dădeam tare la saună, știi? Băgam forjă, căldură mare. Și ieșeam să mai fac un dușuț rece, n-am cum să fac, ăia stăteau acolo mult, stăteau și o oră în saună, dar la căldură mică, știi? Uh-huh. Și stăteam eu odată așa și mă uitam la cărbunii aia, pe tipii, vedeam cum transpiră, unul dintre ei a zis, bă, mai deschide puțin ușa să răcorească. Și zic, ce-ar merge un grătar pe cărbunii ăștia aici? Da. Și eu am zis că râdem, că? Am văzut că lucește în ochii lor ceva de genul, bă, uite ce idee, uite că ăsta nu-i prost. Uite că ăsta nu-i prost. Bă, și după vreo 2 ani, văd o știre cu niște români care au mers la un all inclusiv în Bulgaria, iarna. Și au luat și niște mici. Ce crezi? Băi, au făcut grătar în saună. Și m-a simțit vinovat. A zis, doamne, e posibil. Adică nu neapărat să fi fost unul din aia, dar unul care a spus mai departe, bă, l-am întâlnit pe un tâmpit azi în saună. Bă, părea prost, dar uite ce a zis băiatul. Hai că-l duce capul. Deci practic ne recomanzi astăzi la Culinaria, mici la saună. Da. Păi îți dai seama, te și hidratezi de la uleiul ăla. E bun pentru piele, îngrașă. Toată chestia aia. Nu, eu aș face niște vinete. Niște vinete, da. Niște vinete marinate, apropo de marinat. Ei, vânăta, o tai, cu marina în dimineața asta. O tai pe lungime și poți să-i lași și codița, dacă vrei, așa, ca să știi, ca să se vedea cu mustățile de la ceapă. Dar o tai după aia. Tai felii de vânăte, să spunem, la 2 cm, 3 cm grosime. Uh-huh. Le ungi cu puțină ulei sau ce-ți dă prin cap. Le pui pe grătar, le lasă să se moaie. Și după aia le dai puțin gust, sare, piper, dar sare din asta mare. Și încep să le marinezi și faci o marină, faci un suculeț de ulei de măsline, lămâie, puțin ghimbir, niște usturoi zdrobit, dar poți să-l lași întreg, știi? Iei baba de usturoi și doar îi dai una cuțită așa deasupra. Un pic de ceapă verde, un pic de miere, poți să pui alte spice-uri, toate astea la un loc. Condimente. Da. Uh-huh. Și faci o zeamă lungă așa. Și pui cu abundență. Adică poți să pui mult, pentru că vinetele absorb. Și le iei, le pui, nu știu, într-o pungă, făceam chestia asta. Da. Sunt pungi alimentare, pui vinetele acolo, pui zeama, în felul ăsta au contact, strângi cât de bine scoți aerul din pungulița aia și le lași
nu știu să spunem, jumătate de zi la, la rece, la frigider. Și după aceea, fie le mănânci așa, fie le scoți și poți să le mai pui în, în cuptor să le rulezi, să le umpli cu ceva, cu brânză de capră, cu, mă rog, cevră de capră, cum îmi place mie să spun. Știi că lumea crede că stâmpit și am primit multe atenționări din astea, dar delicat, știi, știi, Răzvan, cu aerul, știi, mă rog, nu, nu mă așteptam să fie așa de tâmpit, dar știam că ești tâmpit, dar știi, cevră în franceză înseamnă capră și poate n-ar fi bine că n-ai spus capră de capră. Așa, dar o temperatură delicată, pusă frumos pe o cutie de copt, rulată așa, prinsă cu o scobitoare și iese ceva foarte mișto. Dar ele sunt foarte bune așa, după aceea, un antreu rece, știi? Sună foarte bine. Și, dar ideal este să le faci suficient pe grătar, după care să le lași la marinat. Și cu cât stau mai mult, cu atât sunt mai bune. Adică după o zi sunt și mai mișto și gustul evoluează, știi? Da, da, da. Bine, dar, dacă le ții o zi, deja ți-e foame și dacă practic dai un poți mânci absolut orice. Dacă dai un party, e foarte bine. Practic... Practic, băi, și cu ce ar trebui să se întâlnească vinetele astea? Am observat, mergi în zona, ești vegetarian, m-am prins. Cu un vinuț? Prefer, da. Cu ce le-ai combina? Măi, eu las, mie îmi plac astea cu bule. Așa. Cava este bucuria mea acum. Adică după o dată ce ai băut cava, înțelegi că lumea care bea Prosecco trebuie să treacă la the next level. Nu, nu se poate fără asta. Cava este un spumant spaniol. Este spaniol. Echivalentul, da, să spunem, șampaniei, așa, entry level. Dar poate fi foarte mișto. E cu totul altceva. Fermentat în sticlă, seacă. Deci cava cu vinete. Cum aș mânca niște cava din asta cu vinete, da, dacă mă întrebi. Ce să foarte zic? Rece. Dar știi care, vorbeam cu cineva și mi-a zis, și ce ai face? Adică ai bea un pahar de cava. Cum să bei un pahar de cava? Adică asta nu înțelege lumea. Știi, odată ce ai ajuns să bei cava, înțelegi că nu poți să bei un pahar de cava. Da. E o sticlă de cava, că asta e... Nu e păcat dacă tot ai desfăcut sticla? Dom Perignon, știi, care era preot, era părinte, era călugăr, da? Dom Perignon, așa, care a inventat șampania, a decis că sticla trebuie să aibă 750 de mililitri. Pentru că, și pentru că sticlele erau magnum, erau de un litru jumate, așa se zice. Și a spus că asta este porția pe care un bărbat normal, ideală, sănătos, ar trebui să o bea de-a lungul unei zile. Mă rog, el a zis la masă, știi, dar mie mi se pare un principiu bun. În general, despre vin, știi, asta e. Cam așa se face treaba. Da, o să încercăm astăzi. Nu știu de ce, cred că se vor epuiza vinetele din piețe astăzi. Nu mai zic de cava. Nu, nu sunt chiar în sezon, dar merge, de cava. Și cu dovlecei la fel poți să te distrezi. Adică chestii distracție care sunt mai, mai de la piață. Și da, poți să pui și ceapă din asta. Adică iei mustăți, și ceapa cu mustăți, o pui pe grătar, o bagi și pe ea în marinadă și toate legumele. Și alături obligatoriu pâine cu margarină. Și poți să dai o, dai o petrecere, da. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.